dimineața, dragilor, și bine v-am găsit într-un nou vlog la mine pe canal. Mi-am dat seama că n-am început vlogul, eu deja m-am machiat, m-am pregătit și apoi mi-am dat seama, stai mă, că eu n-am făcut nici măcar introducerea, adică eu am avut în cap ideea să fac vlog astăzi, dar n-am pus-o și în practică. Da, este luni dimineață, începem săptămâna. Prima dată trebuie să-mi duc mașina la service, pentru că trebuie să pregătească pentru RAR. Sunt mici problemuțe pe care trebuie să le rezolve, sper să poată să rezolve. Și după aia, nu știu, ori o să iau un Bolt să merg la muncă, ori o să merg pe jos ca să economisesc banii. Am să văd cât de departe e și cât fac pe jos. Cred că fac undeva la 20 de minute de la service până la muncă. Am să văd, poate eu îmi pun ciocolățică la muncă pentru cafea asta. Da. Nu prea îmi place când încep munca așa mai târziu. Dar na, trebuie să duc și mașina. Nu pot să las așa. Și vă iau cu mine astăzi, facem vlog. Haideți că pe cât de harnic am fost eu săptămâna trecută, că am mers la muncă de la 8, pe atât de puturoasă săptămâna asta. E 8 și un sfert. Și eu că n-am ieșit din casă, mi-au pastilele. Vreau să mănânc ceva, să iau două guri de mâncare. Pentru că, de ce n-am ieșit din casă? Pentru că la service deschide la 8. Și mi-a zis să vin după 8 și na, nu vreau să vin chiar... Se face ora 8 și eu țop acolo. Am zis că da, o las pe la 8:30, o duc. Și mai bine mănânc și eu. Sunt obosit, nu știu, n-am înțeles nimic din weekendul ăsta. Am avut musafir, apoi am... Bine că a fost frumos, dar n-a fost prea relaxant. Eu am adormit în timp ce musafirii erau chiar la mine, adică ei vorbeau și eu am adormit pentru că eu nu pot... Mi-am dat seama că nu mai pot să stau... Când îmi este somn, fac convulsii dacă nu dorm. Deci fac așa niște chestii, niște spasme foarte aiurea și nu-mi permit să nu dorm dacă mi este somn. Și na. Mănânc un sandwich acum. Mi-am pus și mâncare la muncă. Mi-am pus supă cu carne și două felii de pâine. Haideți, dragilor, că sunt un pachet de nervi. Nu mi-a pornit mașina nici din a 11.000 încercare. Eu nu știu ce se întâmplă. Acum o duc la service și am să-i spun și problema asta. Deci am crezut că mor. Prima dată am pornit-o. Stați așa să sun la barieră. Prima dată am pornit-o și a mers. Și după aia, nu știu de ce am oprit-o. Am vrut să văd ceva și n-am mai pornit neam. M-am chinuit o grămadă. Hai că am reușit. Până o să ies de aici, o să... -mi...
nu? Băi, dar nu te lasă, nu te-ar lăsa neam. Neam. Este 100 de metri, virează la stânga pe calea opcinelor, DN2. Virează la stânga pe calea opcinelor, DN2. Nu, de ce? În Suceava nu te lasă, frate, să ieși. În Cluj, de exemplu, dacă era o stradă principală și una lăturalnică, lăsa o mașină și o mașină. Circula o mașină de pe strada principală și o mașină de pe strada lăturalnică și tot intrau, pentru că fiecare are treabă, fiecare trebuie să ajungă la muncă și na. Nu ești doar tu pe drum. Bine, am ieșit și la o oră de vârf acum. Stai să vezi, de nu. De nu o să fie nașpa și în trafic și eu cam trebuie să fac o roată aici ca să ajung la service. Hai, în sfârșit. În sfârșit nu sunt aici multe mașini. Sper să nimeresc intrarea la service, că data trecută nu prea știam unde îi și am ratat prima intrare și am mers pe a doua, dar am ocolit mult. Acum sper să fie ok. Că dacă nu, e nasol. Nasoleanu. Peste 400. Eu mi-am pus și GPS-ul, dar pentru că am nevoie acolo când aproape ajung, dar până acolo merg pe unde știu eu că ajung mai ok. Și aici e nasol, strada asta e foarte îngustă pe unde merg. Da. Că n-am să mai vin pe aici. E prea îngustă și eu fiind începător e nasol. Cred că am să evit strada asta de acum încolo. E strada din spate de la ambulanță, doar că mașinile sunt parcate pe un sens de mers și mereu trebuie să dai prioritate. Virează la stânga pe bulevardul George Enescu. Păi, așa nu-mi place să las mașina la service. Virează la stânga pe bulevardul George Enescu. Da, da, m-am prins că trebuie să virez la stânga. Hai că am prins și un semafor de toată frumusețea. O să întârzi la muncă astăzi și nu-mi place deloc treaba asta, pentru că e bine când îți încep ziua de dimineață. N-am avut unde să pun camera. O să caut un covoraj de ăla pe care să nu alunice camera când o pun pe parbriz. Aici toată lumea te claxonează. Peste 400 de metri, virează la stânga pe calea opcinelor, DN2. Asta este. Bine că nu am frică de condus, pentru că îmi spuneau tot colegele că și ele au condus la un moment dat. Îmi spunea o fată de la Bucovina TV. Că și ele au condus
Și nu știu ce s-a întâmplat pe drum, n-au avut neapărat o experiență prea drăguță cu condusul și le-a intrat frica și n-au mai condus. Și am zis, băi, nu se poate, eu nu vreau să fiu așa, eu vreau să conduc și nu am frică. Dar trebuie să fii foarte atent și... Hai! Sunteți genul ăla care pleacă primul de la semafor? Eu sunt genul ăla. Și... nu-mi place când alții nu pleacă. Virează la dreapta pe bulevardul 1 decembrie 1918, DN2. Gata, am lăsat mașina în service. A zis că o să se uite la tot, să vadă dacă mai este ceva în regulă. După aia urmează să-mi spună ce avans trebuie să dau și abia apoi... na, finalul, s-o ridic și să plătesc totalul. I-am luat-o pe jos, pentru că nu e foarte departe servisul de casă și de la casă nu mai intru în casă. Dar de unde stau eu o iau la vale spre muncă, tot pe jos merg. Că nu am, e aproape, e relativ aproape, 20 de minute de mers pe jos și n-am motiv să iau autobuzul. Nici măcar n-am abonament la autobuz. E așa o umezeală, nu știu, n-aer. Și pe mine mă dor oasele de la umezeală. Dar e și foarte frig în același timp. Of, mă duc să mă apuc de trebușoară. Cred că pe la 9:30 o să ajung la muncă. Să fie bine și să treacă rarul din prima. Că sunt niște bănuți la rar și la astea. Acum mă duc la birou și mă apuc de știri. Cred că știrea din weekend... ce, iar nu mă focalizează. Știrea din weekend o va face colegul. Și... eu să fac ce știri au mai apărut. Am nimerit bine de data asta, am intrat prima la dreapta, după sensul giratoriu, și am nimerit intrarea. A început să ningă, nu știu dacă se vede pe cameră, la poviță și în soare. Și eu nu am căciulă, așa am ieșit. Să vă arăt un pic și drumul spre muncă, pentru că mi-ați tot spus să mai filmez de afară. Cum este zona... așa e zona. Mamă, dar ninge tare și mă udă la păr. Ai de capul meu. Dacă știam, am băgat haina aia la spălat de care v-am zis ieri că s-a murdărit. Și am luat alta, dar asta nu are glugă. Și nici căciulă nu mi-am luat. E frumos așa afară.
frig este aici. Am dat drumul la căldură și aștept un pic să se îngălzească pentru că nu pot da voce dacă e pornit aerul cald. Și am zis să mai stau puțin de vorbă cu voi. Eu am terminat de premontat două știri de la proteste. M-a ajutat și colegul, a făcut el partea cu PNL-ul, pentru că au fost două tipuri de manifestații în centru ieri. Și eu am făcut aur, două știri cu premontare și am făcut deja CV-urile la știrile despre Cornul Luncii, tot două am. Astăzi nu o să am mai multe știri, o să am patru știri, foarte puține. N-am mai avut de mult doar patru știri în jurnal, dar sunt știri mai lungi și ocupă mai mult spațiu. În medie o știre de aceasta are cam 4-5 minute și ceea ce e enorm. Și eu zic că o să avem umplut spațiul de emisie și o să fie suficient. Eu am înghețat și mă plimb în cameră ca să mă încălzesc așa. Afară ninge, mamă, zici că vine Crăciunul, nici de Crăciun n-a fost așa zăpadă cum este acum. Ce s-a întâmplat? S-a oprit aerul? Abia acum o ia. Abia acum o ia. În spate aici e... acolo. Aștept să se încălzească puțin. Mă duc să fac textele la două știri din Cornul Luncii despre o școală a fost resfințită și copiii din școlile comunei Cornul Luncii au beneficiat de cursuri de prim ajutor. Și avem imagini. Da, cam asta este ziulica mea. O să-mi fie greu să merg pe jos acasă, nu mai am mașină, nu știu cât o să o țin în service. A zis domnul de acolo că se va uita la tot ca să treacă rarul și o să fie atent. Adică dacă sunt și alte chestii care trebuie reparate, o să le repare. Și stau așa cu sufletul la gură să-mi dea un preț. Sper doar să nu jupească pielea de pe mine. Că v-am spus că nu am bani. Am primit comentarii, de la rude și de la apropiați să mă întrebe, ești bine? Te ajutăm cu bani? Și am zis, nu, stați liniștiți, mă descurc, dar... cred că e important de menționat și aspectul ăsta legat de bani și faptul că sunt și astfel de luni în care ești la limită cu banii. Adică nu e cazul să mă împrumut sau m-am împrumutat într-adevăr de la iubitul meu, că mi-a mai scris cineva în comentarii că de ce nu te ajută iubitul tău și că dacă te iubește, păi mă ajută, dar eu nu-i consider banii mei, banii cu care mă ajută, pentru că trebuie să-i dau înapoi, deci nu-i consider banii mei. Dar sunt ok, adică stați liniștiți, nu vă faceți grijă, însă am vrut să, cum să spun, să vă arăt o viață reală. O viață reală cu grijile de zi cu zi, cu grija banilor, cu grijile cotidiene, adică nu vreau să ascund nimic și nu vreau să vă dau impresia că eu trăiesc o viață nu neapărat în lux, cât în opulență sau că am bani sau că mai spunea cineva tot așa în comentarii că că ai o viață perfectă, de asta vrei să o arăți. Nu, tocmai asta e ideea. Eu nu vreau să arăt o viață perfectă, eu vreau să arăt viața reală, exact așa cum este ea. Și din viața reală face parte și această problemă, grija banilor, pe care eu, sincer, până luna asta eu nu prea am simțit-o niciodată. Pot să spun, mereu am avut, Dumnezeu, slavă Domnului, mi-a dat cât am avut nevoie. Însă luna asta, v-am spus, este prima dată când, într-adevăr, simt grija banului și grija zilei de mâine. Și aici ar fi o întreagă discuție și o întreagă polemică legată de România, de salariile de aici, de... mă rog, nu vreau să intru în această discuție. Eu v-am spus decizia mea de a rămâne în țară, pe ce se bazează și de ce argumente este fundamentată decizia și cred că e suficient. Nu am de gând să plec din România, să plec în altă țară, pentru că nu-mi permite sănătatea. Și
Eu zic că putem construi ceva și în România noastră. Mai greu, bineînțeles. Dar îmi place aici. E viața mea, sunt prietenii mei aici. E deja o viață construită, că dacă nu aveam o viață construită aici, poate mi-ar fi fost mai ușor să mă desprind, da? Nu e vorba că te desprinzi, că te acomodezi, dar nu, sincer, n-am luat în calcul niciodată să plec. Nu o duc chiar atât de rău cu banii, dar da, sunt și luni mai grele, cum a fost asta. Acum vom vedea ce va fi. Eu am planuri destul de multe și o să vă iau cu mine în viața de zi cu zi și o să vi le împărtășesc. Vreau ca după ce termin cu mașina și o rezolv să mă ocup puțin de sănătate și să fac niște controle, cum ar fi un ecograf general, să văd dacă nu s-a mai făcut chistul ăla ovarian. Știți că eu am avut chist ovarian și tot trebuie la un an de zile să refaci ecograful, să refaci analizele, să mergi la dentist și vreau să fac lucrurile astea după ce scap de cheltuiala cu mașina. O să merg să-mi fac analizele de bază, să-mi fac un ecograf și o să merg și la dentist. Am câteva carii și nu sunt mândră de asta. Sper să mi le poată rezolva și să salvez ceva din dinți, pentru că e nasol. Și după aia, după ce mă ocup de sănătate, dar o să le luăm pas cu pas, nu le luăm pe toate în brațe. Știți că dacă le iei pe toate în brațe, deodată devii anxios. După aia vreau să mai cumpăr niște mobilă pentru în casă. Vreau să-mi cumpăr o comodă cu sertare, un birou și un fotoliu. Cam așa m-am gândit, pentru camera mea. Deci da, avem planuri, să dea Dumnezeu să avem și sănătate să muncim la ele și să le putem duce la îndeplinire. Eu zic că s-a încălzit destul, nu mai am răbdare să stau, merg să dau voci pentru că mai am treabă, mai am încă două știri de premontat și sunt vreo 3 ore filmate și din alea 3 ore imaginați-vă că eu trebuie să trec prin toate cadrele și să le văd pe toate, să remontez sincroanele. Stați așa că nu știu cum să vă pun. Așa vă pun. Aici vă pun. Acum dăm voce. Așa. Nu mai dăm CV-urile. V-am spus, cred. Da, deci o să vedeți știrea trunchiată, fără CV, fără parte pe care o prezintă prezentatorul, pentru că va veni imediat să le prezinte. Eu dau doar VO-ul, doar, cum să spun, voice-over-ul, știrea pe care voi o vedeți fără prezentarea de început. S-ar putea ca voi să nu prea înțelegeți multe din știre atâta timp cât nu citesc CV-ul, dar dacă chiar vreți să vedeți știrile, vă uitați la Nestev Channel. Hai că am făcut și reclamă. Da, am înghețat un pic la mâini. Deci la noi, stați așa să vă zic ce s-a întâmplat. Vin eu dimineață lejer la birou și zice colegul: Monica, tu știi ce ai făcut? Stăteam eu și mă gândeam, ce am făcut? Ce Dumnezeu s-a întâmplat? Că ai pus, aveam noi un odorizant de ăla de cameră, deodorant, odorizant de cameră și l-am pus în priză. De la depus în priză și se... Doamne, ce păr am! Și se dispersează mirosul în cameră. Și l-am pus în priză, doar că n-aveam loc. Și a trebuit să scot aerul condiționat din priză și să-l las pe ăla. Colegul a venit ieri, ne-am întors de la meeting-ul din centru și a vrut să dea drumul la aer cald și să pună aerul în priză și n-avea cum să le pune pe amândouă, să rămână și odorizantul și aerul. Așa că a scos odorizantul, a pus aerul și a pus odorizantul, dar nu l-a pus bine. El a căzut, lichidul ăla dinăuntru a curs pe jos și a făcut un miros, camera fiind închisă, a făcut un miros de... A zis colegul că când a intrat îi venea să leșine de miros, deci efectiv a zis că... Și
toată lumea a dat vina pe mine. Dar n-a fost vina mea. Oricum, a fost așa un miros, că și pe mine. Eu venisem la o oră după ce a deschis geam, a deschis ușa, a deschis tot și încă mirosea și chiar mi se făcuse rău. Adică am zis, băi, deschideți mai larg geamul pentru că simt că leșin. Adică îți dădea așa o stare mirosul ăla de amețeală și de leșin. Și efectiv mă luase leșinul. Și am zis, deschideți geamul că nu mai pot. Deci la noi acum în redacție miroase a panseluței și a flori de la odorizantul ăla de cameră. Și încă n-am scăpat de miros, pentru că a curs pe jos, oricât ai șterge, mirosul ăla rămâne până o să iasă. Dar nu miroase urât, dar e prea puternic și nu e ok. Hai să dăm voci. Să intru în voci, să-mi iau vocea de știri, cum s-ar spune, știți voi la ce mă refer. Știți că vocea mea naturală este alta, vocea pentru știri este alta, dacă vreau să-mi schimb vocea să citesc o reclamă este alta, dacă vreau să citesc pentru un reportaj sau o anchetă de investigație este o altă voce, deci eu am o grămadă de voci. Așa, eu chiar pot să-mi schimb ușor vocea, foarte ușor. Unii chiar se sperie, mama mea se sperie când vede cât de ușor pot să-mi schimb vocea. Așa. Știre 1. Cu asta deschidem jurnalul. Să văd să-mi pun telefonul pe silențios ca să pot da voce. Deci nu citesc CV-ul, citesc doar VO-ul. Președintele Consiliului Județean a răspuns la provocare de departe printr-un mesaj în care l-a chemat pe George Simion la Casa de Cultură, transmițându-le celor de la AUR să meargă la căldură. Liderul AUR a afirmat că nu merge la căldură să se întâlnească cu Flutur și l-a chemat pe acesta să vină afară, în mijlocul membrilor și simpatizanților AUR, în frig, așa cum în frig au stat vreme de 2 săptămâni fermierii și transportatorii care protestează. Lozinci precum nu vă fie frică, Moldova se ridică, fluturaș, ești un laș, flutur, demisia, au fost scandate în fața sediului AUR Suceava vreme de o oră. Simion a invitat la microfon pe toți cei care au nemulțumiri la adresa lui Gheorghe Flutur și a modului în care a fost condus județul Suceava sub administrație liberală, printre care și Gabriela Sadovski din Ostra. Deputații AUR de Suceava, Florin Pușcașu și Dorina Catrinei, precum și coordonatorul AUR Mugurel Balabașciuc, au luat cuvântul la manifestație, acuzându-l pe Gheorghe Flutur de unele probleme din județ, cum ar fi groapa de la Mestecăniș, plecarea tinerilor din Suceava în străinătate și protestul fermierilor. Președintele AUR, George Simion, a declarat duminică în timpul mitingului organizat împotriva lui Gheorghe Flutur că aceasta este o primă acțiune prin care încurajează oamenii să nu se teamă de Gheorghe Flutur. Protestatarii au mers în marș din centrul orașului până la primăria Suceava, iar pe drum au scandat diferite lozinci, printre care și rușine, rușine, rușine să vă fie. Organizarea a 2 evenimente politice în același perimetru, respectiv o întâlnire a PNL în sala mare a Casei de Cultură din Suceava și un meeting al AUR, cu participarea președintelui George Simion, a dus la o mobilizare sporită a forțelor de ordine pentru prevenirea oricăror incidente. Manifestările s-au terminat în jurul orei 17, dar reprezentanții AUR au spus că aceasta a fost doar începutul procesului de a-l înlătura pe Gheorghe Flutur din politică. Da, se putea să nu mă bâlbâi eu. Stați așa că ceva... Am crezut că m-a sunat cineva. Ok. Salvăm vocea. Astăzi este 29 ianuarie.
Și mai dăm o voce, că nu o să am cu ce umple vlogul. Chiar trebuie să pun camera la încărcat cât stau eu și scriu. Am mai făcut, mi s-a părut că am șters știrea. Am mai făcut o știre tot din același eveniment. Nu înțeleg de ce. Ia să vedem. Știrea 2. Gheorghe Flutur a spus într-o declarație de presă după ce l-a așteptat pe Simion la o întâlnire despre problemele județului că va apărea până în... Am greșit! Gheorghe Flutur a spus într-o declarație de presă după ce l-a așteptat pe Simion la o întâlnire despre problemele județului că va apăra până în pânzele albe Suceava și Bucovina. George Simion a promovat acest meeting pe toate rețelele de socializare și a transmis aceeași invitație la discuții lui Gheorghe Flutur. Doar că cei doi lideri politici nu s-au sincronizat în mod voit pentru a se evita un conflict real. Simpatizanții AUR au oprit circulația pe una dintre benzi urmând traseul centru primăria Suceava și scandând lozinci printre care jos Flutur, trăiască, trăiască, trăiască și înflorească Moldova, Ardealul și țara românească. George Simion l-a amenințat pe Gheorghe Flutur spunând că în fiecare zi din acest an partidul său o să fie cel mai mare coșmar pentru el, pentru felul în care și-a bătut joc de Suceava, de Bucovina, de România. Acesta a spus că va da socoteală în fața procurorilor. Discursul contestatar s-a îndreptat și asupra primarului Ion Lungu și a viceprimarului Lucian Harșovski. De la primărie, protestatarii AUR au revenit în fața sediului partidului din centrul orașului, apoi s-au dispersat. Gata. Mă duc să sting becul. De fapt, cred că o să-l las aprins ca să dau drumul. Așa, vă iau cu mine un pic. O să las aerul condiționat pornit ca să fie cald când vine Anca să dea CV-urile. Și cum dau pe turbo? Ah, turbo. Da. Mergem în redacție să scriem restul știrilor. Ce faci? Thank you.
ieșit de la muncă. Vreau să intru puțin în Lidl să îmi iau niște pizza congelată și niște șuncă presată, dacă găsesc, sau salam. N-am mâncat nimic, dar am aici o ciocolățică și o să o mănânc să-mi dea energie. Jos. O să-mi pună muzică în căști și aia e. Adevărul că e nasol când te obișnuiești cu mașina. E, dar mergem. Ce să facem? Uite, mi se pare că acolo e. Cred că am luat-o prea tare la deal. Pe jos e foarte alunecos și trebuie să iau mai încet, că pot să alunec. Greu, dragilor. Stați așa să-mi iau ochelarii, că nu văd nimic. Bine, nu că cu ochelarii aș vedea tare multe, pentru că sunt aburiți și nu reușesc nici să-i șterg, nici nu se dezaburesc ei singuri. Am intrat puțin până la Lidl, n-am mai putut filma în Lidl, pentru că era aburită camera și era foarte multă lume. Oricum, nu cred că m-ar fi lăsat să filmez înăuntru, în magazin. Am luat doar câteva chestii pe fugă și vi le arăt rapid și vouă. Eu rămân fără baterie, o să pun puțin la încărcat. Am luat încă o cutie de cappuccino de acesta, pentru că deja foarte repede se vinde și se termină și să am. Am luat așa un salam. Cumpărăturile pe care vi le-am arătat în vlogul anterior s-au terminat foarte repede pentru că s-au consumat, inclusiv pizza. Aveam 4 pizza sau 3 pizza, ei bine, s-au mâncat pentru că am avut musafir și a trebuit să merg să iau din nou. Am luat șervețele umede de la Sien pentru geantă, pentru sacoșă și pizza. Vreau să fac pizza în seara asta. Am luat de aceasta din Lidl 3 bucăți, 25 de lei, cred că a fost. N-am mai găsit reducerea aia pe care am prins-o inițial, dar sunt ok. Mă duc să pun puțin camera la încărcat, să nu rămân fără baterie și după aia ne auzim după. Facem pizza. Știți că v-am zis că fac pizza? Nu mai fac. Mă simt foarte obosită și nu am energie, așa că mâncăm ce găsim pe aici și anume. Deci m-am pus în pat și m-a luat așa o amețeală de cap și am zis că nu mai sunt în stare să fac pizza. Altă dată. Deci avem aici, stăm lângă oală, mi-am tras scaunul, avem mâncărică de fasole, aici avem și mănânc direct din oală. Spuneți-mi voi că nu faceți asta când sunteți foarte obosiți, ca să nu mai spălați un vas și să vă puteți culca. În cazul meu nu o să mă culc, o să încep să editez vlogul de astăzi, dar spuneți-mi voi că nu faceți așa. Eu m-am pus aici, mi-am luat o lingură și mănânc direct din oală. Aici am salată de sfeclă. Știți ce bună e combinația?
și îmi tai un pic de șuncă, mai am un pic aici un colț cu pâine, șuncă pe pâine și combin cu fasole. Sunt obosită. Poate dacă aș sta puțin, știți, mi-aș reveni, dar nici nu vreau să lungesc vlogul ăsta, vreau să-l și editez. Și atunci prefer să mănânc așa și să mă apuc să editez. Ia să vedem. Să vedeți și voi cum mănânc. Stați să tai șunca. Pentru că eu nu mă schimb. În mod normal m-aș fi schimbat în haine de casă. Dar nu mă schimb tocmai în ideea că filmez și na, să nu arăt chiar horror. Și îmi trimite iubitul meu mesaj. A ieșit și el de la muncă acum. O bucățică de șuncă. Stați așa să dau pe silențios. Aici se filmează. Și o gură de fasole. Și un pic de salată de speclă. Salata de speclă e foarte bună la inimă. Întărește inima. Eu încă mă bucur de așa un moment, pentru că nu sunt căsătorită. Imaginați-vă dacă aș fi căsătorită. Mai poți tu să stai cu soțul lângă oală și să mănânci? Nu, trebuie pus în farfurii, apoi farfuriile trebuie spălate. Dar așa, sunt singură. Mă bucur de aceste clipe și mănânc direct din oală. Acum mănânc pentru că mâncarea este caldă, este abia făcută. Dar dacă nu era abia făcută, nu puteam mânca din oală. Foarte bună. Poate pornesc aragazul. A fost așa de agitație la noi în redacție. Colegul a trebuit să plece la ora 12. Trebuia să-și ducă copilul la medic. Și am rămas eu. Până la urmă am făcut 5 știri, toate cu premontare. Și așa cum ați văzut că am filmat bucățica aia în care vă arăt exact cum lucrez în premier, păi cam așa am lucrat toată ziua și scriu în Word. Da, dragilor, cam aici se încheie vlogul meu. Mă duc să-l editez ca să-l și postez în seara asta. Așa că o să vă țin la curent ce se întâmplă cu mașina, o să vă țin la curent cu viața mea până la urmă. Asta este viața mea. Vă mulțumesc că îmi sunteți alături în această călătorie și că creăm amintiri, creez amintiri pentru mine. Ce mesaj de la muncă am primit, Luca! Da, trebuie să cer mai multe lămuriri, că n-am înțeles nimic. Bine, dragilor, aceasta a fost ziua mea. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de abonare, de like. Iar până când ne vedem data viitoare, kisses!